s-a înviat. Adevărat s-a înviat. Îndurerată familie, iubiți frați, preoți și iubiți credincioși de orice confesiune și iubiți frați români sau neromâni de orice concepție de viață care sunteți aici prezenți și ascultați fie rugăciunile noastre, fie anumite cuvinte care vi se adresează, ne căutând prin ele altceva decât să-L preamărim pe Dumnezeu, prezent în Iisus Hristos înviat de morți și în același timp să putem simți cu toții, deși într-o ocazie dureroasă, bucuria în sufletele noastre, acea bucurie de a fi fiul lui Dumnezeu. Și fiindcă văd în mulțime aceasta adunată aici, persoane din toate părțile țării, de la Brașov, de la București, de la Lugoș, de la Oradea Mare, Sibiu, Blaj, Târgu Mureș și din alte localități, natural, din Maramureșul Voivoda, care au adus la casa aceasta astăzi, pe toate cărările, toate cursele, persoane care au voit să salute pentru ultima dată pe un cunoscut de-a lor. De ce ați venit să salutați din depărtări de acest mort, de acest decedat, de această persoană care este pe drumul veșniciei, trece pragul din timp în eternitate? Ca să răspund la întrebarea aceasta și să o lămuresc, nu găsesc ceva mai înălțător, mai real, mai potrivit decât o conversație pe care a avut-o Iisus la apa Iordanului cu mulțimi de oameni care au venit la El, crezând însă că este Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul era la necasă. Și când a văzut mulțimea care se uita nedumerită necunoscându-L pe Iisus, Iisus s-a îndreptat spre ei și i-a întrebat: ce-ați venit să vedeți în pustie? Om îmbrăcat în haine moi? Aceia în casele împăraților sunt. Dar ce-ați venit să vedeți în pustie? Profet? Adevăr zic vouă și mai mult decât profet. Deși ordinea nu e aceasta, eu am lăsat-o ultima întrebare a lui Iisus, asupra căreia vreau să vă opresc. Dar ce-ați venit să vedeți în pustie? Trestie plătită de vânt? Toți am văzut cum trestia se înclină bătută de vânt, totdeauna împotriva vântului, fără să depună eforturi. Adică trestia nu este jar, nu e nici stâlp, și ea se acomodează oricărei împrejurări. Și Iisus prinde din natură omul și stăpânul naturii elementele care sunt mai potrivite din punct de vedere pedagogic pentru sufletul omenesc. Ce-ați venit să vedeți în pustie? Trestie plătită de vânt? Vă pun și eu acum întrebarea aceasta, dar mi-o pus și mie. Ce-ați venit de la București să vedeți în curtea acestei case? Ce-ați venit să vedeți de la Oradea Mare în ograda aceasta? Ce-ați venit din Banat ca să asistați la lacrimile și durerile familiei, a nepoților, a rudenilor apropiate? Ce-ați venit să vedeți lacrimile maramureșenilor din Baia Mare, din Ariniș, din Satu Mare și din tot Maramureșul până la Tisa, din Sighetul Marmației? Ce-ați venit să vedeți aici? Că doar cazuri de moarte sunt în toate localitățile, din păcate în fiecare zi și mai multe cazuri. La întrebarea aceasta, ca să răspund cum se cade, despre care Iisus vorbește, nu e pe cap. Nu e nici în ograda aceasta, nu e nici în Marea Mureș,
nu e nici în altă parte, a întrebat țări, făcând aluzie la dormitul în Domnul preasfințitul Ioan Dragomir. Vom putea răspunde dacă ne dăm seama de ce a venit Iisus și ce împărăție a întemeiat Iisus și ce persoane a trebuit lui Iisus pentru ca să ducă înainte opera de răscumpărare a neamului omenesc. E admirabilă toată teologia aceasta din cuvântările lui Iisus despre misiunea pe care o încredințează prietenilor lui. De cum m-a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Mergeți drept în lumea întreagă, vestiți Evanghelia la toate popoarele, cine va crede se va mântui, cine nu se va osândi. N-aveți frică, cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacului. Ce-am spus eu, în ascuns voi spuneți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucidă, ci vă temeți de cei ce pot să ucidă suflet. Textele minunate cunoscute nu numai de preot, ci și de credincioșul bun. Aceste texte sunt la baza legăturilor dintre adormitul în Domnul, episcopul Dragomir și Domnul nostru Iisus Hristos, împărăția lui de 2000 de ani. Ce i-a trebuit lui Iisus Hristos? Ce persoane? Persoane care înfruntă ce-a înfruntat și el. Săptămâna Mare este documentul istoric, fără posibilitate de tăgadă, că a fost o realitate istorică plătită și cimentată cu sânge, cu suferință, cu foame, cu zbiciuit, cu tot ceea ce a însemnat figura aceasta desfigurată a lui Iisus Hristos, ca să o ducă cu seninătate până la sfârșit, iar de pe înălțimea crucii să poată spune acelora care erau în fața lui și l-au judecat și cărora le va fi el judecător, tocmai pentru misiunea patimilor, pentru săptămâna patimilor, a câștigat acest drept de a fi judecătorul lumii întregi, cum astăzi este judecătorul episcopului Ioan Dragomir. Mergeți drept aceea lume, dar trebuie să aveți o stabilitate, dar să știți că nu veți fi adorat, căci eu v-am spus-o înainte, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia mă rog, ca ei să fie una precum tu, Părinte, și noi, și ei să fie una. Și de aceea, această împărăție despre care Iisus în fața judecătorilor le-a spus că nu este din lumea aceasta, este o împărăție totuși ontologică, este o împărăție care există în realitate mai mult decât împărățiile pământești, pentru că e bazată pe structura interioară, acea structură pe care fiecare sucup o cunoaște în sine, o cunoaște în viața altora și care are o mulțime de idei, de frământări, de zbuciumări, de bucurii, de dureri, de tot ceea ce ne. Omul este un univers întreg în care se petrec furtuni și zile senine, se petrec drame, tragedii și comedii. Totul se poate petrece în sufletul omenesc. Și a cerut Domnul nostru Iisus Hristos de la stâlpii marelui templu al creștinătății. A cerut întâi de toate credința. Și acum vă pun întrebarea. Ce ați venit să vedeți aici? Și vă răspund, ați venit să vedeți un om al credinței. Nu-i trestie decât bucătită de vânt, cum n-a fost nici Ioan Botezătorul, a cărui nume l-a portat cu demnitate, ci, din potrivă, a fost un om care l-a iubit pe Iisus Hristos, în plinul sens al cuvântului, din tot sufletul și din toată inima. Și această iubire l-a determinat să păstreze credința, fără de care nu este cu putință a plăcea lui Dumnezeu. Credeți în mine și în Dumnezeu credeți. În casa Tatălui meu, multe lăcașuri sunt și astăzi noi îl petrecem la unul din lăcașurile acelea. Deci, Ioan Dragomir, episcopul nostru, episcopul acestei dieceze, a fost un stâlp al împărăției lui Iisus. Pentru ca acest stâlp să rămână nedărâmat. Pentru aceasta a trebuit în același timp să practice
o mulțime de virtuți. Fiți siguri că nu se pot vorbi despre toate, dar una singură, virtutea tării, care este cea mai importantă atunci când vin furtuni asupra vieții omenești. E foarte ușor ca la început, în fața unui pericol, omul să zică îl înfrunt, dar ca să-l înfrunt ani de zile, zeci de ani de zile, din ispitere, din necazurile, din greutățile, vine foamea, vine setea, vine golătatea, vine disprețul, vine bătaia, toate vin și cu toate acestea, ca tu să le înfrunți în continuu pentru împărăția lui Dumnezeu, aceasta este cea mai mare performanță care e posibil să se realizeze în viața omenească. Ce ați venit să vedeți în pustie? Creștie trăsită de vânt? Nu! Ați venit să vedeți un stâlp! Acel stâlp pe care îl dorește Sfântul Părinte, urmașul lui Petru, în viacul nostru, să fie la datorie pentru păstrarea credinței, pentru ca neamul omenesc să nu se cufunde în lut, în prută, în animalitate, ci să își aducă aminte că este creat pentru ceva mai mult. Cunoaște cristiane demnitate în tua, cunoaște creștine demnitatea ta, dar o putem schimba, nu creștinul, că nu numai creștinul trebuie să știe demnitatea ta, ci fiecare om creat de Creator și aruncat în lume, își are o demnitate de a fi fiul lui Dumnezeu. Mai mult, Dumnezei sunteți atunci când împliniți legea totală pe care a lăsat-o Dumnezeu de-a lungul viacului lor. Iată stâlpul pe care am venit să-l petrecem la globă. Deci, virtutea credinței. Și virtutea aceasta credinței este o virtute pe care maestrul lui, al nostru, n-a trebuit să o practice. Deci Iisus n-a avut credința, pentru că Iisus a avut clar toate misterele și toate Dumnezeirea, care în schimb i-a fost punctul de bază, ideea centrală, mergeți și predicați în toată lumea. Deci Iisus n-a predicat, n-a practicat credința, dar ne-a poruncit nouă să o predicăm și ca să o predicăm, ca să o practicăm, tare și în momente grele. Acesta a fost preasfințitul Ioan în ce privește credința, în ce privește răbdarea și nu numai cele de natură spirituală. În același timp, dacă e vorba de idee naționale, ci idee umană, acea idee care trebuie să prezinte în lume demnitatea sa de om, făcând parte dintr-o familie, dintr-o țară, dintr-o națiune, nici acolo nu ai dreptul să fii trădător și laș, ci trebuie să fii la înălțimea chemării tale de fiu al lui Dumnezeu, așezat într-o regiune geografică a globului nostru. De câte ori au venit și furtunele naționale, pe care le-ați auzit de la dânsul, sunt sigur mulți care sunteți aici de atâtea ori, preasfințitul Dragomir a fost și din punctul acesta un stâlp al națiunii române, a dovedit-o și în cei 4 ani și a dovedit-o și de atunci în coasă. Mă refer la cei 4 ani de ocupație a dealului de nord. A fost un stâlp și orice creștin trebuie să-și iubească națiunea, dar să nu urască pe nimeni, dar să contribuie ca națiunea lui să nu fie îngenunchiată de alții. Adică să nu-l faci pe altul rob, dar nici pe tine să nu te facă, pentru că ai datoria și dreptul în același timp de a apăra familia cea mare care este națiunea. Și în privința aceasta a fost la fel un stâlp al țării. Știți bine cât de ușor vând oamenii ca această națiune, această virtute care este necesară pentru mulțimea cea mare care nu se poate apăra. De acest motiv, mai punând încă o dată ultima întrebare, ce ați venit să vedeți aici la Ariniști? Veste de cât plătită de vânt? Nu, dragii mei, ați venit pentru că ați respectat acest stâlp al credinței, acest stâlp al reperii, acest stâlp al națiunii noastre și a iubirii față de toate neamurile. Un catolic nici nu poate urâ altă neam, pentru că e universal. Și Iisus n-a trimis apostol la o națiune,
Mergeți în toată lumea. Deci să știți că acuzele aduse vreodată contra bisericii noastre nu sunt adevărate. Biserica Catolică nu poate urâ, pentru că ar fi în contrazicere cu existența și cunoștința ei. Dar se poate abuza, ca să fie o ramură a bisericii Catolice acuzată, dar acestea nu contează. Contează adevărul în fața eternității, în fața lui Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, trebuie să practicăm și umilința atunci când se spune că nu suntem. Să fie toți românii numai așa de bun ca vrea Sfințitul Ioan. Indiferent cum a fost apreciat de unii sau de alții. La catafalcul lui, acum, să învățăm o lecție. Aceea de a lui Dumnezeu și de a fi tare, dar în regalul și în deși aș mai avea anumite gânduri, totuși, fiindcă este o scrisoare a dânsului, primisă anume pentru ziua de astăzi, renunț la gândurile mele ce le-aș mai avea și vă cedez scrisoarea aceasta, că așa cum i-am îndeplinit, dorit, că ai citit prohodul, să nu-l cântăm, tot așa îi îndeplinim și dorința aceasta și vă rog foarte mult să mai aveți încă puțină răbdare, căci stăm în jurul unui catafalc care a practicat răbdarea, după cum suntem convinși cu toți. Deci tu, cel și lacrimi, reușite și eșecuri, succese și insuccese, numite de noi muritorii cu vederi scurte, rele, nu am ce să-ți dau ca, ca dar prețios, decât trupul și sufletul meu, viața mea, umila recunoștință la care adaug oferta mea de victimă adoratoare eucaristică, toate având valoare numai îmbrăcate în haina mântuirii tale, că ce am ce să nu fi primit prin mila ta și ce am săvârșit fără ajutorul tău creator și susținător. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că din vișnicie ai dispus să viu pe lume într-o familie cu frica ta și să primesc o educație creștinească catolică. Îți mulțumesc pentru că în pragul vârstei măturei, fiind la răscruce de drumuri, mi-ai îndreptat pașii spre Sfântul tău altar, spre biserica ta, una sfântă catolică și apostolică, și ai dispus să urc treptele ierarhiei până la primirea de pline preoții prin episcopat. Ce har mai mare decât acesta puteam primi de la viață. Și tot tu, Părinte veșnic, ai dispus să mă primești ca pe un alt Simeon Cireneu, să port crucea victimei supreme și a Dumnezeiescului tău fiu, în lungi ani de închisoare, făcând pentru fidelitatea mea față de Biserica Română unită cu Roma, față de vicarul său cu urmașul tău. Pentru toate acestea îți mulțumesc și să aduc laudă, mărire, adorat și îți ofer și ultimele clipe din viață, agonia mea lungă sau scurtă, drept ispășire pentru toate infidelitățile și vătămările pe care se le aducem noi, oamenii viacurilor, oamenii supuși căderilor de care ne-am făcut și ne facem vinovați. Te rog, Doamne, acordă-mi iertare și dezlegare prin confrații mei pentru preoția instituită să fie mijlocire între om și Maestatea ta divină. Maică Sfântă, unicul meu sprijin, singura mea mângâiere și ocrotitoare, vină în clipa morții, îmi ia sufletul și îl du la Dumnezeu, ca împreună cu tine și prin tine să ador pe Tatăl trăime una sfântă și nedespărțită în veci. Acum, pentru că mi se apropie clipa plecării de pe pământ la cer, de la cele văzute, la cele nevăzute, dintre oameni la Dumnezeu, dintre cei vii, între cei morți, din biserica luptătoare, în cea veșnic triumfătoare. Mulțumirea și recunoștința mea din ultimele clipe se îndreaptă în al doilea rând către Supremul Pontif. Aceasta a fost și este misiunea noastră a episcopilor din aceste timpuri, să dăm mărturie de fidelitate cu prețul vieții față de urmașul lui Petru și cu deosebitul har primit toți episcopii bisericii noastre unite cu Roma, chemați la unire și unitate de plină, am dat până în prezent și să dăm bună mărturie. Bună mărturie de fidelitate față de Sfântul Scaun Apostolic, vreau să fac și viața mea până în ultima clipă. Mulțumesc din tot sufletul în mod deosebit Sfântului Părinte actual, Papa Ioan Paul al II-lea, pentru toată solicitudinea și înțelegerea
pentru vederile clare ce le are față de biserica noastră greu încercată și rog să nu o dea uitării nici de acum înainte, să nu lasă în desconsiderare minunatele lucrări pe care Iisus Eucaristicul și Maica Sfântă înfiesc în sinul ei drag. Îmi iau rămas bun de la sanctitatea sa și cer binecuvântarea apostolică indulgențiată pentru umilul meu suflet care se desprinde de această viață vremelnică, binecuvântare și dezlegare pe care o dă celor ce trec prin moarte la viață, căci Domnul, cu moartea pe moarte călcând celor din morminte, viață le-a dăruit. Și acum îmi iau rămas bun de la confrații mei și din sicriul meu, noua mea casă, pat de odihnă, vă rog, frați într-o episcopal, nu uitați de sufletul meu, rugați-vă pentru mine și eu, în fața Dumnezeiescului meu, Dumnezeului meu, căreia îi slujesc, mă voi ruga lui Dumnezeu Tatăl, trăimii necreate pentru voi. Mijlociți prin rugăciunile voastre și sfintele slujbe săvârșite zilnic la altar, frați într-o preoție, ca născătoarea de Dumnezeu să-mi fie scăpare în clipa judecății cele înfricoșătoare. Nu uitați de unitatea bisericii noastre pe care o reprezentăm și care există nu numai prin noi, păstorii, ci prin Iisus Hristos, capul corpului mistic, al cărui mădulare suntem. Voi fi nedespărțit în despărțirea mea de voi și neabsent în plecarea mea dintre voi, știind că voi puneți viață femelie bisericii pe care împreună și fiecare în parte am slujit-o și o slujim, rămânând uniți în aceleași dorințe și scopuri, în aceleași fapte reale și concrete ale antecesorilor noștri, martiri și mărturisitori. Îmi iau rămas bun, o binecuvântare și mulțumire, las sorei Maria Ionela, care mi-a fost fiică spirituală încă din 1949. În această calitate a fost alături de mine, împrimind pentru părintele și pentru părintele ei spiritual faptele milei creștinești. Am fost flământ și m-a hrănit, însetat și mi-a stâmpărat set, dezbrăcat și expus intemperiilor și m-a îmbrăcat, străin și m-a îndepostit, bolnav și m-a vizitat și îngrijit cu presupință și sunt sigur că se va îngriji să mă așeze trupul la locul de odihnă veșnică. Domnul Dumnezeu, prin Maica Sfântă, s-o binecuvinteze pentru toate acestea, s-o mențină în harul său până în ultima clipă a vieții și să-i dea răsplătire cerească. De asemenea, mi-au rămas bun de la toți și de la toate și mulțumesc tuturor pentru toate. Nu-i pierd din vedere nici pe cei dragi ai mei, apropiați și rudeți prin sânge și îmi exprim față de ei toată recunoștința pentru ocrotirea și îngrijirea pe care mi le-au acordat în tot timpul vieții mele de privegire pe pământul trecător. Pe nepotul meu Traian și soția sa Florica, în mod deosebit, ea care tot timpul m-a asistat cu interes și căldură de adevărată mamă și soră. Nepoatele, Lia și soțul și Grigore, dragile strănepoate, Salesiana și Cecilia, care mi-au înseninat bătrânețele cu atențiile și candoarea lor de copii. Zoița și soțul ei Sandu, pe care îi am la inimă, deși această inimă nu va mai bate, ea va continua să iubească în rugăciune și în adorație. Un profund și duios sentiment de iubire cernită pentru situația lor de orfan de mamă, lui Mircea și Ionele, doresc să rețin că unchiul lor i-a purtat mereu în inimă și în gând, le-a împărtășit și le împărtășește binecuvântarea de arhireu și pe părinte spiritual, nu-i trecu vederea nici pe tatăl lor Gavril. Nu am bunuri materiale să le las, dar vă dăruiesc dorința mea stăruitoare să rămânesc mereu creștin bun, fii credincioși ai Bisericii Unite, care s-au născut părinții, bunicii și străbunicii voștri. Acestea vă vor aduce bunuri adevărate, fericitoare și neperitoare. La fel îmi au rămas bun de la rude, prieteni, colegi, cunoscuți și necunoscuți, de la binevoitori și dușmani, de la cei care au venit aici din toate părțile țării să mă însoțească și să asiste pe ultimul meu drum spre veșnicie. Și îndeoseb de la iubiții mei consăteni din Ariști. Dar viața mea întreagă, preocupările, bucuriile și mai ales suferințele din ea, până în clipa din urmă, v-au fost și vă sunt întinate vouă, iubiți fii și fiice,
spirituale din dieceza de Maramureș, cărora am fost paroc și mai ales părinte și păstor, ca episcop în scaunul neuitatului Alexandru Rus. Râvna mea ca urmaș al său a fost să vă fiu alături în toate clipele vieții. A fost totala mea mulțumire sufletească să îndur alături de voi oprimări și lipsuri, nădejdi și dureri. Să ne încurajăm împreună în credința și speranța în Dumnezeu, care este lângă noi și cu noi în răstriștile vieții, arătându-ne în Mântuitorul Iisus că tot ce ne ajunge în această lume, bune și rene, sunt întâmplări trecătoare, dar în același timp condiții de asigurare a drumului care ne poartă în lăcașurile de fericire veșnică, pe drumul pe care Iisus îl bătătorește cu noi și alături de noi, ca să ne urce în cerul fericirii fără de sfârșit, așa cum ne-a promis. Merg la Tatăl să vă pregătesc vouă loc, pentru ca iarăși să vin și să vă iau ca unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Să avem credință neclintită în Iisus și în Maica Sfântă. Ei călătoresc împreună cu noi pe drumurile nespus de grele ale acestei vieți. Nu vă îndepărtați de Iisus nici când necazurile ca niște fifornițe se ridică asupra voastră și să vă rugați împreună cu apostolii: Doamne, înfriaște-ne că pierim. Fiți convinși că Iisus azi, ca și acum 2000 de ani, poruncește furtunii și ia să împrăștie. Ca și acum 2000 de ani, Iisus vă întinde mâna și vouă ca lui Petru și vă scapă de înnec. Încredere în Iisus, încredere născătoare de Dumnezeu, iubiți fiii și fiice spirituale, încredere și rugăciune. În pragul veșniciei, Părintele și Arhiereul vostru vă înteamnă: rămâneți credincioși lui Dumnezeu, rămâneți încrezitori în Maicuța Preacurată, rămâneți alături de păstorii voștri sufletești și vă veți asigura propria mântuire a voastră și a neamului vostru românesc, oșenesc și maramureșan. Precum au fost pașnici, răbdători și de bună voință, alături în bine și în nădejde, părinții și strămoșii voștri, așa și voi, că cei blânzi și îngăduitori vor moșteni pământul, zice Iisus. Rugați-vă pentru sufletul păstorului vostru, care acum se duce de la voi, dar vă lasă binecuvântarea sa și pascalul salut creștinesc, Hristos a înviat. Episcop Ioan Dragomir, le-ați auzit, ați auzit destule gânduri, plecăm acasă cu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru sacrificiile pe care le-ați făcut cu toții, pentru că sunt destul de grele deplasările și totuși noi, frații lui în episcopat, preasfințitul Ioan care e lângă mine și preasfințitul Kertész, care alt Ioan care este în casă, nu se simte așa de bine, vă mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru această asistență măreată, pentru toate rugăciunile din timpul nopții și din zilele de când a închis ochii până acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze. Biserica Română Unită, pe care, dragii mei, s-o respectați și nu vă erijați în conducători de schimbări, că veți regreta odată. Fiți la loc, fiecare la locul său. Serva ordo, ordinem, et ordo servavi te. Păstrează rânduiala și rânduiala te va păzi pe tine și te va salva. Fiți atenți cu lucrurile acestea, pentru că nu medităm destul când facem greșeli. Să nu injecteze nimeni pe cei care au obligații în fața lui Dumnezeu și a bisericii cu injecții care pe Sfințitul le-a avut, dar le-a suportat cu demnitate. Chiar dacă uneori a arătat semne de enervare și de supărare, de nemulțumire. Dar la rugăciunea încetit nu este, Doamne, nimeni fără de păcat, nu. Deci nici unul nu putem să spunem că nu avem vreo greșeală și de aceea trebuie să fim foarte iertători. Și sunt sigur că a iertat pe toți ce a avut, dar și noi, dacă am avut ceva, în același timp, cu amintirile cele mai frumoase, și să ne întrebăm fiecare, chiar dacă vreodată s-a supărat pe mine, dar oare de ce? Asta e important. De câte ori ne jignește cineva, important nu-i că ne-a jignit, să nu jignim noi. Să mergem pe drumul acesta și Dumnezeu va fi în mijlocul nostru. Să zicem toți din tot sufletul și din toată inima, Dumnezeu să-L odihnească.
Dar în schimb, i-a fost punctul de bază, ideea centrală. Mergeți și predicați în toată lumea. Deci Iisus n-a predicat, n-a practicat credința, dar ne-a poruncit nouă să o predicăm. Și ca să o predicăm, ca să o practicăm, să fiți tare și în momente grele. Acesta a fost preaștințitul Ioan în ce privește credința, în ce privește răbdarea și nu numai cele de natură spirituală. În același timp, dacă e vorba de idee națională și idee umană, acea idee care trebuie să prezinte în lume demnitatea ta de om, că sunt parte dintr-o familie, dintr-o țară, dintr-o națiune, nici acolo nu ai dreptul să fii rădător și laș, ci trebuie să fii la înălțimea chemării tale de simț a lui Dumnezeu, așezat într-o regiune geografică a globului nostru. De câte ori au venit și furtunele naționale, pe care le-ați auzit de la dânsul, sunt sigur mulți care sunteți aici de atâtea ori. Preasfințitul Dragomir a fost și din punctul acesta un stâlp al națiunii române, a dovedit-o și în cei 4 ani, s-a dovedit-o și de atunci încoace. Mă refer la cei 4 ani de ocupație a dealului de nord. A fost constant și orice creștin trebuie să-și iubească națiunea, dar să nu urască pe nimeni, dar să contribuie ca națiunea lui să nu fie îngenunchiată de alții. Adică să nu-l faci de altul rob, dar nici pe tine să nu te facă, că atunci ai datoria, dreptul în același timp de a apăra familia ta mare, dar este națiunea. Și în privința aceasta a fost la fel un stâlp al ferii. Știți bine cât de ușor vând oamenii și această națiunile, această virtute care este necesară pentru mulțimea cea mare care nu se poate apăra. În acest motiv, mai punând încă o dată ultima întrebare, ce-ați venit să vedeți aici la Ariniș, trește de cuie plătită de vânt? Nu, dragii mei, ați venit pentru că ați respectat acest stâlp al credinței, acest stâlp al răbdării, acest stâlp al națiunii noastre, a iubirii față de toate neamurile. Un catolic nici nu poate urâi la altă neam, pentru că e universal și Iisus n-a trimis apostol la o națiune. Mergeți în toată lumea, deci să știți că acuzele aduse vreodată contra bisericii noastre nu sunt adevărate. Biserica catolică nu poate urâi pentru că ar fi în contrazicere cu existența și cu noțiunea ei. Dar se poate abuza ca să fie o ramură a bisericii catolice acuzată, dar acestea nu contează. Contează adevărul în fața eternității, în fața lui Dumnezeu, așa încât din punctul acesta de vedere trebuie să practicăm și umilința atunci când ne se spune că nu suntem români buni. Să fie toți români, numai așa de bun ca preasfințitul Ioan, dragul meu. Indiferent cum a fost apreciat de unii sau de alții. La catafalcul lui, acum, să învățăm o lecție aceea de a iubite Dumnezeu și de a fi tare, tare în necazuri și în suferință. Deși aș mai avea anumite gânduri, totuși, fiindcă este o scrisoare a dânsului, primită anume pentru ziua de astăzi, renunț la gândurile mele ce le-aș mai avea și vă citesc scrisoarea aceasta așa cum i-am îndeplinit dorința de a-i citi prohodul, că nu-l cântăm, tot așa îi îndeplinim și dorința aceasta și vă rog foarte mult să mai aveți încă puțină răbdare, că stăm în jurul unui catafalc care a practicat răbdarea. După cum suntem convinși cu tot, deci tu. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat mie? Aceasta este întrebarea pe care mi-o pun în clipele când mă găsesc pe pragul de trecere din viața vremelnică în viața fără de sfârșit. Domn, pentru tot ce ai preferat pe drumul vieții mele, bucurii și dureri, suferință și chinuri grele, încercări de tot felul, oboseli și lacrimi, reușite și eșecuri, succese și insuccese, numite de noi muritorii cu vederi scurte, rele, nu am ce să-ți dau ca
ca dar prețios de tot trupul și sufletul meu, viața mea, umila recunoștință la care adaug oferta mea de victimă adoratoare eucaristică, toate având valoare numai îmbrăcate în haina mântuirii tale, că ce am ce să nu fi primit prin mila ta și ce am săvârșit fără ajutorul tău creator și susținător. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că din vizitie ai dispus să vin pe lume dintr-o familie cu frica ta și să primesc o educație creștinească catolică. Îți mulțumesc pentru că în pragul vârstei mature, fiind la răscruce de drumuri, mi-ai îndreptat pasul spre Sfântul tău altar, spre biserica ta, una sfântă catolică și apostolică, și ai dispus să urci treptele ierarhiei până la primirea de primii preoții prin episcopat. Ce har mai mare decât acesta putem primi, puteam primi de la viață. Și tot tu, Părinte veșnic, ai dispus să mă primești ca pe un alt Simeon Cireneu, să port crucea victimei supreme și a Dumnezeiescului tău fiu, în lungi ani de închisoare, făcând pentru fidelitatea mea față de Biserica Română Unită cu Roma, față de vicarul său, urmașul tău. Pentru toate acestea îți mulțumesc și îți aduc laudă, mărire, adorație și îți ofer și ultimele clipe din viață, agonia mea lungă sau scurtă, drept ispășire pentru toate infidelitățile și vătămările pe care și le aducem noi, oamenii diacurilor, oamenii supuși căderilor de care ne-am făcut și ne facem vinovați. Te rog, Doamne, acordă-mi iertare și dezlegare prin confrații mei într-o preoția instituită să fie mijlocire între om și maestatea ta divină. Maică Sfântă, unicul meu sprijin, singura mea mângâiere și ocrotitoare, vină în clipa morții, îmi ia sufletul și îl du la Dumnezeu, ca împreună cu tine și prin tine să ador pe Tatăl Trăime una sfântă și nedespărțită în veci. Acum, pentru că mi se apropie clipa plecării de pe pământ la cer, de la cele văzute, la cele nevăzute, dintre oameni la Dumnezeu, dintre cei vii, dintre cei morți, din biserica luptătoare, în cea veșnic triumfătoare. Mulțumirea și recunoștința mea din ultimele clipe se îndreaptă în al doilea rând către Supremul Pontif. Aceasta a fost și este misiunea noastră a episcopilor din aceste timpuri, să dăm mărturie de fidelitate cu prețul vieții față de urmașului Petru și cu deosebitul har primit toți episcopii bisericii noastre unite cu Roma, de mas la unire și unitate de plină, am dat până în prezent și să dăm bună mărturie. Bună mărturie de fidelitate față de Sfântul Scaun Apostolic, vreau să fac și viața mea până în ultima clipă. Mulțumesc din tot sufletul în mod deosebit Sfântului Părinte actual, Papa Ioan Paul al II-lea, pentru toată solicitudinea și înțelegerea, pentru vederile clare ce le are față de biserica noastră greu încercată și rog să nu o dea uitării nici de acum înainte, să nu lasă în desconsiderare minunatele lucrări pe care Iisus Eucaristicul și Maica Sfântă le împlinesc în sinul ei drag. Îmi au rămas bun de la sanctitatea sa și cer binecuvântarea apostolică indulgențiată pentru umilul meu suflet care se desprinde de această viață vremelnică, binecuvântare și dezlegare pe care o dă celor ce trec prin moarte la viață, căci Domnul, cu moartea pe moarte călcând celor din morminte, viață le-a dăruit. Și acum îmi iau rămas bun de la confrații mei și din sicriul meu, noua mea casă, fac de odihnă, vă rog, frați, într-o episcopat, nu uitați de sufletul meu, rugați-vă pentru mine și eu, în fața Dumnezeiescului meu, Dumnezeului meu, căreia Iisuseți mă voi ruga lui Dumnezeu Tatăl, trăimii necreate pentru voi. Mijlociți prin rugăciunile voastre și sfintele slujbe săvârșite zilnic la altar, frați, într-o preoție, ca născătoare de Dumnezeu, să-mi fie scăpare în clipa judecății celei înfricoșătoare. Nu uitați de unitatea bisericii noastre pe care o reprezentăm și care există nu numai prin noi, păstorii, ci prin Iisus, Hristos, capul corpului mistic al cărui mădulare suntem. Voi fi nedespărțiți în despărțirea mea de voi și neabsent în plecarea mea dintre voi, știind că voi puneți viață temelie bisericii pe care împreună și fiecare în parte am slujit-o și o slujim, rămânând uniți în aceleași dorințe și scopuri, în aceleași fapte reale și concrete ale antecesorilor noștri, martiri și mărturisitori. Îmi iau rămas bun, o binecuvântare și mulțumire las sorei Maria Ionela,
care mi-a fost fică spirituală încă din 1949. În această calitate a fost alături de mine, împrimind pentru părintele și pentru părintele spiritual faptele milei creștinești. Am fost rămân și m-a hrănit, însetat și mi-a stâmpărat set, dezbrăcat și pus în temperilor și m-a îmbrăcat, trăind și m-a îndepostit, bolnav și m-a vizitat și îngrijit cu presupinși și sunt sigur că se va îngriji să mă așeze trupul la locul de odihnă veșnică. Domnul Dumnezeu, prin Maica Sfântă, să o binecuvinteze pentru toate acestea, să o mențină în harul său până în ultima clipă a vieții și să-i dea răsplătire cerească. De asemenea, mi-au rămas bun de la toți și de la toate și mulțumesc tuturor pentru toate. Nu-i pierd din vedere nici pe cei dragi ai mei, apropiați și rudeți prin sânge, și îmi exprim față de ei toată recunoștința pentru ocrotirea și îngrijirea pe care mi le-au acordat în tot timpul vieții mele de privilegie pe pământul trecător. Pe nepotul meu Traian și soția sa Florica, în mod deosebit, ea care tot timpul m-a asistat cu interes și căldură de adevărată mamă și soră, nepoatele Lia și soțul și Grigore, dragile spre nepoate, Saleziana și Cecilia, care mi-au înseninat bătrânețele cu atențiile și candoarea lor de copii. Doița și soțul ei Sandu, pe care îi am la inimă, deși această inimă nu va mai bate, ea va continua să iubească în rugăciune și în adorare. Un profund și duios sentiment de iubire cernită pentru situația lor de orfan de mamă, lui Mircea și Ionele doresc să rețin că unchiul lor i-a purtat mereu în inimă și în gând, le-a împărtășit și le împărtășește binecuvântarea de arhireu și văd părinte spiritual, nu-i trec vederea nici pe tatăl lor Gavril. Nu am bunuri materiale să le las, dar vă dăruiesc dorința mea tăruitoare să rămânesc mereu creștin bun, fii credincioși ai Bisericii Unite, care s-au născut părinții, bunicii și străbunicii voștri. Acestea vă vor aduce bunuri adevărate, fericitoare și neferitoare. La fel mi-au rămas bun de la rude, prieteni, colegi, cunoscuți și necunoscuți, de la binevoitori și dușmani, de la cei care au venit aici din toate părțile țării să mă însoțească și să asiste pe ultimul meu drum spre veșnicia. Și îndeoseb de la iubiții mei constateni din Ariști. Dar viața mea întreagă, preocupările, bucuriile și mai ales suferințele din ea, până în clipa din urmă, v-au fost și vă sunt întinate vouă, iubiți fii și fiice spirituale din dieceza de Maramureș, cărora am fost paroc și mai ales părinte și păstor, ca episcop în scaunul neuitatului Alexandru Rus. Râvna mea ca urmaș al său a fost să vă fiu alături în toate clipele de ei. A fost totala mea mulțumire sufletească să îndur alături de voi oprimări și lipsuri, nădejde și dureri. Să ne încurajăm împreună în credința și speranța în Dumnezeu, care este lângă noi și cu noi în restriștile vieții, arătându-ne în Mântuitorul Iisus că tot ce ne ajunge în această lume, bune și rele, sunt întâmplări trecătoare, dar în același timp condiții de asigurare a drumului care ne poartă în lecașurile de fericire veșnică, pe drumul pe care Iisus îl bătătorește cu noi și alături de noi, ca să ne urce în cerul fericirii fără de sfârșit, așa cum ne-a promis. Merg la Tatăl să vă pregătesc vouă loc, pentru ca iarăși să vin și să vă iau ca unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Să avem credință neclintită în Iisus și în Maica Sfântă. Ei călătoresc împreună cu noi pe drumurile nespus de grele ale acestei vieți. Nu vă îndepărtați de Iisus, nici când necazurile ca niște vihornică se ridică asupra voastră și să vă rugați împreună cu apostolii, Doamne, mântuiește-ne că ferim. Fiți convins că Iisus azi, ca și acum 2000 de ani, poruncește furtunii și ia să împrăștie. Ca și acum 2000 de ani Iisus vă întinde mâna și vouă ca lui Petru și vă scapă de înnet. Încredere în Iisus, încredere născătoare de Dumnezeu, iubiți fii și fiice spirituale, încredere și rugăciune. În pragul veșniciei, Părintele și Arhireul vostru vă înseamnă, rămâneți credincioși lui Dumnezeu, rămâneți încrezitori în Măicuța Preacurată, rămâneți alături de păstorii voștri sufletești și vă veți asigura propria mântuire a voastră și a neamului vostru românesc. O șenesc